Mă numesc Saras Bocangela și vin din București. Care este tema proiectului? Școala. Și cum ai ales tu să prezinți această temă? Despre școala mea. Mă rog, Robert Valentin și vin de la școala gimnazială Ion Mareș. Cum ai ales să prezinți astăzi această temă? O prezentare de 8 slide-uri simplă și cu multe animații. Este prima oară când particip la acest concurs? Da. Mult succes! Mulțumesc! Mă numesc Durache Caraș și vin de la școala Ion Cerănescu Mureni. Cum ți se pare tema propusă anul acesta? Destul de bună. Te descurci în realizarea acestui proiect? Da. Este prima oară când particip la acest concurs? Nu, este al treilea an. Ai mai obținut și alte premii? Da. Felicitări și mult succes! Victor Negatu și vin de la școala numărul 4. Cum ți se pare tema aceasta? Una bună. Te-ai priceput în realizarea acestui proiect? Da. Este prima oară când participi? Ai mai obținut premii? Da. Mă numesc Drăgoiescu Mircea Andrei și sunt de la școala Mihai Viteazu Buceaz. Cum ți se pare tema propusă? Interesantă, să fiu sincer, nu m-am pregătit foarte bine exact pe tema asta. Am avut planuri mai mult pe celelalte teme, dar e ok. Te aștept să câștigi vreun premiu? Evident. Mult succes! Mă numesc Dinu Silvia Maria și sunt de la școala gimnazială Mihai Viteazu Buceaz. Îți place această temă? Da, mi se pare foarte ușoară. Ai mai participat în alți ani la acest concurs? Da. Și ai obținut premii? Nu. Mult succes de data aceasta. Mulțumesc. Mă numesc Gemeșelis Mihaela și vin de la școala gimnazială Mihai Viteazul Pucioasă. Cum ți se pare această temă? Această temă mi se pare destul de complexă și puțin ușoară. Te descurci? Da. Ai mai participat la acest concurs? Am mai participat, dar cu alte numere. Mult succes! Matei Luca și sunt de la școala gimnazială numărul 3 Doicești. Îți place tema de anul acesta? Da, mi se pare interesantă și destul de ușoară. Te aștept să câștigi vreun premiu? Da. Mult succes! Marina Isabela Ioana, sunt din școala gimnazială Ion Cerănescu. Cum ai ales să prezinți această temă? Desenând o școală, o sală de clasă văzută de deasupra, din ansamblu, și un peisaj de afară, cum ar arăta curtea școlii. Îți place această temă sau ți-ai fi dorit alta? Puțin la început mi-a fost frică, dar acum mi-a trecut. Mult succes! Thank you.
Petro și Fania Florentina, vin de la școala George Coșbuc din Brăila. Cum ți s-a părut această temă? Această temă mi s-a părut foarte interesantă și ne-a ajutat să înțelegem mai bine școalele din Europa. Ai mai participat la acest concurs? Nu, acesta este prima dată. Un succes! Mulțumesc! Mă numesc Antonia Ștefania Stoian și vin de la școala gimnazială Tudor Vladimirescu. Ți s-a părut avantajoasă această temă? De departe cea mai avantajoasă. Ce idee ai avut? Păi mai multe. De asta am scris atât de mult. Pornind de la ce înseamnă școala pentru mine până la ce înseamnă școala pentru copii din alte țări. Mă numesc Dobreana Maria și vin de la școala gimnazială George Coșbuc. Ți-a plăcut această temă? Da. Cum ai ales să o prezinți? Am ales să prezint o tabără în care am fost internațională și despre ce îmi povesteau copiii că învățau în școlile lor. Ai mai participat la acest concurs? Nu. Un succes de data aceasta. Mulțumesc. Mă numesc Dumitrache Alexe Maria și vin din școala gimnazială Tudor Vladimirescu. Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut această temă? La început puțin gloaia, având motivul că l-am ales data trecută, dar ideile mi-au venit succesiv. Te aștept să câștigi vreun premiu? Nu știu. Eu, de obicei, nu mă aștept, dar să dau prea multe și mă uimesc de obicei când am ceva. Mult succes! Mă numesc Mila Lorina Elena și vin de la școala Tudor Vladimirescu din Târgoviște. Ce părere ai despre tema alesă anul acesta? M-am pregătit, cred că, cel mai bine pentru această temă și am avut destul de multe idei pentru a le dezvolta. Crezi că vei câștiga vreun premiu, având în vedere că te-ai pregătit? Nu știu, de obicei nu mă gândesc la asta și aștept să fiu surprinsă dacă voi câștiga ceva. Mult succes! Mulțumesc! Parghelerica Ioana de la școala gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa. Cum ți se pare tema de anul acesta? Este destul de complexă ca să poți crea? Da, este destul de complexă și mi se pare că este cea mai potrivită. Cum ai ales tu să scrii despre această temă? Prin programul Erasmus, schimb de experiențe. Ai mai participat la acest concurs? Nu. Mult succes anul acesta! Mulțumesc!